Salut și bine v-am găsit la nouă serie pe acest canal. O să jucăm Resident Evil Revelations 2. Un joc care m-a atras pe mine foarte, foarte mult. Am jucat episodul 1, n-am apucat să fac nici live, nici episoade cu el. Dar de această dată o să vă arăt episodul 2, 3 și 4. Cred că este și 5, nu sunt sigur. Dar desigur o să le jucăm pe toate. E o serie foarte, foarte tare. Sper că o să vă placă și vouă la fel de mult cum îmi place și mie. Și aici mă pune să fac un ca să văd ce opțiune am ales. Chiar de genul. Hai să punem noi la audio. Aici. Așa. Bun. Campaign. Acum aș face el load aici. Bun, o să dăm continue. Deci, cum am zis, am jucat episodul, nu am apucat să vă arăt, din păcate. Dar nu e așa de mare diferență și n-ați pierdut prea mult, sincer. O să vedeți aici ce s-a întâmplat în episodul 1. Cu tipele astea două jucam noi. Da. Și da, o să jucăm cu tipul ăsta și cu fetița asta. Fetița asta am găsit-o pe această insulă, unde era Moira și cu tipa aia altă, care nu știu cum o cheam. No, nu e moartă. Nu știu de ce a avut reacția aia fetița aceea. Dar Moira nu este moartă. Pentru că chiar acum o să jucăm pe ea. Iar episodul 2 se numește Contemplation. Iar aici este un... Ok, să trecem repede de loading-ul acesta. Se încarcă destul de mult, dar nu e problema asta, nu? Bun. Game. The lag is real. Bun, deci acolo find the battery and fuel. Fuel, mă gândesc că se referă la combustibil. Ce e aici? Separated from Moira. Tab, putem să trecem pe Moira. Fugi. Închide ușa, închide ușa. Hai să fugim mai bine aici. Nu știu unde putem să găsim noi. Ce zicea? Battery and fuel? Cred că battery and fuel. Fuel. No. It's locked from the other side. Hai să schimbăm caracterul. Wait, nu. Trebuie să fac așa. Iată, uită ce avem noi aici. Putem să intrăm? Nu. Bun. Ce grafică la jocul ăsta, da. E film grain ăsta, efectul ăsta, vedeți? Cu puricii ăștia, ce dracu e. Ce dracu sunt. Bun. Nu știu unde ar trebui să găsim noi fuel and battery. Hmm.
Cred că da. Unde e Pedro? Pedro? Eu de unde e ăla? Pedro? Știi, bosule? Nu știu unde s-a dus ăla. Cred că în casele alea găsim totuși fiul. Sau nu știu unde am mai putea găsi. Tu ce s-a acolo? Cum ajungem oare la el? Asta o ușă? Da, dar degeaba. Mă era tu vecea? O scară. Well, cred că o să punem pauză aici și o să revin după ce găsesc chestiile astea. Deci ne vedem. Ok, am reușit să dăm drill. A trebuit să găsesc pe tipul ăsta să dăm drill aici. Și au venit niște zombi, a trebuit să mă bag cu ei și n-am putut să filmez. Chestia era... Că suflă unul pe aici. Ia uite-l, pe băiat. Uite fiul, am găsit fiul. Bun. Bun, și unde găsim noi baterie? Bănesc că bat... Ok. Da, sper. Bun, acum nu mai trebuie decât să găsim bateria aceea. Vreau să scriu o baterie de elicopter, pentru că noi trebuie să găsim acum fuel și o baterie. Și aveam un elicopter lângă noi. Nu vi l-am arătat încă, dar... și am uitat să zic că am găsit aici un chest și am luat ceva muniție din el, parcă. Bun, stați ține pe noi, deci cred că mai trebuie să dea drill pe undeva. Dar n-am văzut niciun loc. Ce? Nimic. Nimic nu e. Aici nu avem ce face. Oh, calm the fuck, and fuck, 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 fuck. Cum n-ai bă, am dat pe ăsta jos atât de repede? Ăsta e super mare și greu de bătut. M-am bătut la în primul episod cu el al jocului, bineînțeles, și a fost extrem, extrem de greu. Eram prins într-o... It's like from the other side. Am prins într-o... clădire ceva. Bun, aici zice că e blocat din partea cealaltă, din interior. Dar cum intru în... Opa. Cum intru în interior? Cum ajung acolo? Pe sus mă gândesc, dar... Nu dau seama, chiar nu dau seama cum aș putea să intru. Aș văd că e deschis. Ce e aici? Prostie. Găsim și noi ceva pe aici? Aparent nu. Da. Hai să ne căutăm bateria aia stupidă. Casele astea trebuie să fie, bănuiesc, sau... nu, pe aici nu prea cred că are cum să fie. Ce e aici? Nimic. Unde ne văsul de zombiul ăla? Din casa asta? Ce m-a sperat ăsta? Boss, ai văzut vreun zombie?
N-a văzut nimic nici el. Oare dacă urc aici... Stai, pe Moira nu pot să bag aici? Asta se că deschisesem eu ușa asta parcă și nu filmasem. Ia să vedem. Da, am deschis ușa. Ah, la început de episod eram. Oh, fuck my life, dude. Oh, fuck. Fugi, mă, era fugi. Cred că l-am dat pe jos. Pe fraier. Mă, era și bine? Oh, baterie. Nice, nice, nice. Am găsit și bateria. Și o sticlă goală. Hai să facem pit lock și aici. Oh, bun, bun, bun. Asta pe aici. No. Fuck. Hai încă o dată. Uite aici. Primul punct. Bun. Expansion bag, Moira. Oh, acum putem să creăm mai multe chestii cu Moira. Bun. Ce asta? Gunpowder. Oh, nice, nice. Ce parcă... Da, lucea ceva mi s-a părut mie. 250 puncte. Ha, hai să plecăm dracului de aici. Mi-ar mai trebui niște gloanțe, sincer. Este cum făceam I, O, P, L, K, J. Vreau să intru în inventoriul lui Moira. Dacă dau Ask și dau Options, nu mai știu cum se face chestia asta. Keyboard, Details. Pentru inventory, cum naiba intram? Change Weapon. Nu știu exact. Știu că era pe ceva. Sau cumva. Dar știu sigur că puteai. Da, deci pe aici văd că nu e vreo opțiune. Find a better way in fuel. Și acum, dacă mergem la ala cu elicopterul, parcă era pe aici, pe unul. Uite, ești tot în față la poarta asta. E. Dacă am intrat amândoi. E. Bun. Ok. Oh, fuck. Oh, fuck my life. Nici măcar n-am gloanțe. Trebuie să opresc prostie. Fucking glumești?
Fucking glumești. Fucking glumești, nu? Până acum nu mai bat acum. Ok. Bun. Fuck. On the roof, ok. Cum ajung eu pe acoperiș, dude? Și nici muira asta cea de n-a fost atent. Încă un de la super. Muira? Bine. Bun, 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 bun. Spatele tău, dude. Oh my god, dude. Nici nu o să mai am gloanții să-i bat pe toți. Ah, fuck. Mori, mă. Bun. Cineva poate să-mi dea și mie un boost ceva aici? Desigur că nu poate nimeni. Poate din casă. Poate din casă ajung acolo. Hai înăuntru, boys. Înăuntru. A, uite acolo, da. Prește dracului drăcesc. Aha. Bun. Ca o fac ce acolo? Mi s-a blocat și chestia aia pe ecran acolo. Bun. Cine va se întâmplă? Dude, am nevoie de fucking gloanțe. Și că survive the assault. Bun. Bă, da, mai sunt mulți. Am nevoie de gloanțe. Cum îl iau de la Moira? Stai așa. Documents? Nu, nu la documents, la... Gameplay stats? Nu, era un buton ceva. OP? Nu? No? Ok. Moira trebuie să-i vorbească. Stai mult mai mișcat din capul ăla. Da, cum am zis, nu mai am gloanțe. Dacă ar face și tipul ăsta cea. Nu am gloanțe de la Moira, nu mai știu. Dau cu cuțitul ce n-au. Oh, fuck, dude. Dă-i mă și tu odată, dă-i lui ăla. Hai mă, dă-i, nu mai am gloanțe. Oh my god. Ce-i? Mașini? Machine pistol, oh nice. Gloanțe. Oh. Dă-te. Oh shit. Oh, shit! Ah, bine. Super, au și intrat. Moira! Hai mă, ăsta mai moare. Oh. Bun. Gloanțe. Te pot și eu să găsesc gloanțe. Doar dă-i odată. Asta ce nebare.
Eu da și mu era una. Sta ce mai are mu? What the fuck? Oh, s-a schimbat în zombie aparent. What the fuck, dude? Ah, și nici nu am gloanțe. Ce superb, ce îmi place. Ha, God. Dă-i mă, dă-i. Oh, fuck, m-a dat pe jos. Oh, mi-au apărut glonțe. Niciun drill, mă, niciun drill animalul. Oh my God, mori, 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 mori. Ce rana ai nebunit, trebuie să... Aaaa! Trebuie să fugim, trebuie să fugim, are dreptate. Fugi! Fugi! Gloanțe! Fugi, mă, naibii! Oh, fuck! Îs pe moarte. Ah! Thanks. Chiar trebuie să bat animalul ăsta uriaș. Ce naiba-i fac cu piulul ăsta? Ce-i fac eu lui ăla? Oh. Cine-i ăsta? Dar, bineînțeles, o să vedem ce o să-i facem în episodul următor. Mulțumesc de vizionare. Pa, pa!